Să și luăm. Azi mai ești cu mami la muncă. Să fii cu minte, da? De fapt, știi ce? Să nu fii cu minte. Avem un meeting într-un loc total inedit. Se numește... Se numește Green Tea și are cămăruțe tematice. Asta este cămăruța japoneză. Acolo este cămăruța indiană. Alin, zi ceva în indiană. N-am făcut mare lucru astăzi pentru vlog, pentru că am fost în foarte multe meeting-uri. De dimineață până seara, am avut o zi super horror. Am ajuns acasă până la un 6 și am picat lat pe canapea. Am dormit vreo 2 ore așa, poate chiar 3 ore nemișcat, rupt. Și ca să, na, să umplem cu ceva vlogul zilei, cred că trebuie să abordăm vreo 3 subiecte. Primul este să vorbim puțin despre Vector Watch-ul pe care mi l-am cumpărat de Black Friday cu 699,99 de lei și care îmi pare un ceas deștept, nu un smartwatch. O să vă povestesc și de ce zic chestia asta. Vreau să vă povestesc o chestie despre curierat, despre Urgent Cargus, cum să vă feriți de ei și de ce. Și să vorbim puțin despre toate comentariile pe care mi le-a adusat vis-a-vis de vot și de clickbait. Hai să luăm un altă ordine față de ceea pe care v-am exis-o mai devreme. Urgent Cargus. Sfatul meu este că atunci când comandați ceva de pe internet și vă pare că o să fie livrat cu Urgent Cargus, să plătiți ramburs ca să nu aveți o surpriză, să rămâneți cu banii blocați într-un produs care o să ajungă peste 2 săptămâni sau ceva de gen. Eu am pățit chestia asta, mi-am comandat un trepied cum l-aveam pe cel dinainte pe care l-am pierdut, odată cu camera, și aștept pachetul ăla de 2 zile, în contextul în care ei mi-au dat mesaj și mi-au zis că trebuia să vină pe 6. Eram frumos cu bănuții, îl aștept să vină. M-am uitat pe site, pe statusul comenzii, spune că este în depozit. Cel mai probabil o să-l văd săptămâna viitoare. Dar imaginați-vă că dacă aș fi plătit pe internet, aș fi rămas cu 150 de lei blocați într-o comandă care nu vine. Așa că tot timpul eram burs pentru că sunteți mai relaxați. Dacă plăteam, acum eram mega stresat, eram what the fuck, vreau să-mi vină produsul, știi? Deci, când vedeți Urgent Cargus, dacă aveți de ales, nu luați Urgent Cargus și dacă nu aveți de ales, plătiți întotdeauna eram burs. Ok. 2. Vis-a-vis de comentariile voastre, am fost extraordinar de încântat să văd că foarte multă lume mi-a răspuns la chestia cu votul și la chestia cu clickbait-ul. Vă mulțumesc foarte mult, v-am răspuns tuturor în parte, în comentarii. Like! Să continuăm cumva seria asta interesantă de comentarii, pentru că sunt foarte încântat când văd că toate vizualizările alea care mi-apar la clip la un moment dat se transformă în comentarii. Vreau să vă întreb o chestie. Cazul nostru, mă urmăriți aproape zilnic pentru că postez în fiecare zi. Și cumva cred că avem un soi de relații. Întrebarea mea este... În relația asta ați fi dispuși să promovați vloggerul pe care îl urmăriți, la modul să dați share unui clip dintre ale lui și să ziceți, bă, eu îl urmăresc pe băiatul ăsta în fiecare zi și mi-ar plăcea să aibă cât mai mulți abonați. Ați face chestia asta? E o curiozitate. Acum nu vă zic să faceți asta, cu toate că m-ar ajuta enorm să crești eu la numărul de subscriberi, dar e o curiozitate. Sunt curios dacă în toată relația asta ați fi dispuși să ajutați vloggerul pe care îl mai zic. Răspunsul în comentarii, da? Vă mulțumesc frumos. Vă răspund tuturor în parte, ați văzut, sunt băiat finuț. Bun, hai să vorbim puțin despre Vector Watch. Eu am scris un articol pe blog, aici o să fiu mai succint. Pe blog am fost puțin mai detaliat, deci dacă vreți să citiți articolul, găsiți în descriere și pe aici pe undeva. Prima chestie de care te lovești este această cutie senzațională. În care vine. El e aici. Un băiețel de calitate. Ieri că am vorbit cu George Bucnici, mi-a povestit că el a văzut prima cutie, prima variantă de Vector Watch. Și spune că au evoluat foarte mult băieții de atunci, de la prima chestie. Dează foarte mult experiența de desfacere a unui produs pe care ți-l iei. E momentul ăla, e dopamina aia, nu știu ce se întâmplă.
Referitor la el, îl setez în mare parte din aplicația de mobile, care arată cam așa. Aici îți alegi fețele. Eu am mers pe o variantă cât de cât mai curată, în care mi-am setat să se vadă ceasul analog, ceasul digital, mă rog, cât se poate de analog, să-mi arate câte grade sunt afară și data. Asta cu gradele de afară se probabil că se conectează de pe un site, weather.com sau pe gen. Au și un magazin de aplicații. Din păcate nu este foarte, nu-ți oferă foarte multă aplicație. Adică ai Find My Phone, o aplicație pe care atunci când apeși îți scoate telefonul, sună ding, 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 chiar dacă este pe silent. Activități, câți pași faci, câte calorii ai, alarmă, setări, este o aplicație de setări, da? Timer, music, asta e o aplicație care îți permite să schimbi piesele de pe telefon, dar doar din aplicația nativă de muzică, nu și de pe Deezer sau altceva, sau SoundCloud. Camera app să-ți permite să faci poze, gen pui telefonul pe un suport și setezi să faci poza cu ajutorul telefon. Ideea e că nu sunt niște aplicații senzaționale, lipsește o aplicație de Facebook care să zicem că ți arată un feed sau îți centralizează toate notificările, stă cam soft la capitolul ăsta. În schimb, ceasul chiar arată ceas, adică este foarte elegant, merge foarte bine și la cămașe și la tricou, nu arată gadget, spre deosebire de un Apple Watch, de exemplu. Dar chiar este un ceas până la urmă, că, mă rog, nu e atât de, nu-ți oferă atât de multe aplicații și chestia asta e cu duș întors. Pe de o parte, salvează foarte mult la baterie, de asta bateria lui ține 30 de zile, nu 2 zile ca un Apple Watch, dar, nu știu, pare că lipsește ceva. Eu momentan sunt încântat de el, regret puțin că nu mi-am luat versiunea PowerU, știu, stop să da de chestia asta, dar eu îmi doresc foarte tare un Vector Watch AurU cu o curea de silicon neagră. Pur și simplu îmi place, nu mă judecați prea tare. Că o să încerc să fac rost de unul așa, să stau cu ochii pe oferte. Momentan este la 2000 de lei versiunea aia de ceas pe care o vreau. Dacă nu o să găsesc, probabil că o să mă orientez pe un Apple Watch AurU, pentru că și el îmi place. Da, mă rog, găsiți mai multe informații în articolul din descriere. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi-le în comentarii, o să vă răspund vis-a-vis de această jucărie. Momentan îmi place foarte mult. Cam asta spre mâine pare despre el. Bine. E bine că am avut ce să umplu vlogul de azi. Lăsați-mi în comentarii ce v-am întrebat mai devreme vis-a-vis de promovarea vlogărului pe care îl urmăriți și întrebări despre Vector Watch. Cred că acesta a fost vlogul de azi. Nu știu ce se întâmplă cu Sasha. Uite-ți la camera. Sasha, tu închizi vlogul. Spune așa. Acesta a fost vlogul de azi. La revedere! Doamne, ce câine frumos!